Doi bărbați au fost arestați după ce procurorii de Icod au descoperit că au exploatat sexual două tinere, una dintre ele în vârstă de 17 ani. A doua victimă a inculpaților este o persoană cu handicap. Cele două victime erau exploatate sexual la Târgu Jiu și Craiova, unde proxeneții închiriaseră apartamente în acest scop. Unul dintre inculpați este acuzat că a atras-o pe minoră prin metoda Loverboy și a obligat-o să întrețină relații sexuale cu diverse persoane, în locuințe închiriate în Târgu Jiu și Craiova. În perioada mai-iunie 2023, persoana vătămată minoră a fost adăpostită în locuințe închiriate în municipiile Craiova și Târgu Jiu, inculpatul ocupându-se de postarea anunțurilor necesare în vederea atragerii de clienți, arată un comunicat emis de DIICOT. Anchetatorii susțin că cei doi inculpați au obținut peste 10.000 de lei din exploatarea tinerei. Cel de-al doilea inculpat este acuzat că în perioada mai-iunie 2023 a determinat o persoană cu grad de handicap să practice prostituția, el încasând în totalitate sumele de bani de la clienți. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului Dolj pentru trafic de minori și proxenetism.